Bună ziua, stimați reprezentanții mass-media, stimați urmăritori. Vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații, vă mulțumesc că vă conectați. Această conferință de presă este dedicată unei situații care a evoluat pe parcursul ultimii o lună și ceva și se referă la cazul de construcții ilegale pe adresa Testemețanu 12. Și cum funcționarii din primăria Chișinău, în loc să stopeze aceste construcții ilegale, în loc să protejeze interesele orașului, se fac a nu vedea și oarecum protejează compania care face aceste construcții ilegale. Așadar, la 24 mai, curent, în calitate de consilier municipal, în urma unei inspectări la fața locului, la adresa din strada Nicolae Testemețanu 12, am constatat că acolo au loc lucrări de construcție. Conform panourilor publicitare de pe gardul șantierului, lucrările de construcție erau realizate de către compania Inamstro și presupun construcția unui complex locativ. Am constatat că pe șantier lipsește panou informațional prevăzut de normative în vigoare și nu este nicăieri disponibilă pentru consultare autorizația care se conțină prevederile, prevăzută de prevederile legale. De asemenea, nici pe site-ul oficial al primăriei nu am găsit această informație. Am verificat documentația de urbanism a orașului Chișinău și am văzut că pe acest teren, conform codului urbanistic general sau planului urbanistic general al municipiului Chișinău și regulamentului local de urbanism, acest teren este amplasat în zona cu cod urbanistic R2, care presupune locuințe unifamiliare, case cu un etaj izolate sau cuplate cu funcțiuni rezidențiale. Din informația publicată pe site-ul companiei Inamstro, am aflat că proiectul respectiv prevede construcția unui complex rezidențial cu 99 de apartamente și 8 spații comerciale. Fapt care încalcă grav prevederile planului urbanistic general și regulamentului local de urbanism. Constatând aceste lucruri, am făcut o solicitare, o interpelare la INST, în care am solicitat să efectueze un control atât a șantierului cât și a documentației în baza căreia se desfășoară lucrările. La câteva zile, la 30 mai, am primit de la INST un răspuns. INST este organul abilitat de stat pentru controlul și asigurarea respectării cadrului legal în domeniul construcțiilor. În acest răspuns emis de INST, mi s-a comunicat că ei au făcut o verificare în baza interpelării mele și au constatat că pe terenul respectiv se execută lucrări de excavare a unui grup de fundație în lipsa actelor permisive, cu încălcarea prevederilor normative de organizare a unor astfel de lucrări. INST a emis o prescripție de sistare a lucrărilor de construcție până la înlăturarea neconformităților. În paralel, atât eu cât și INST am cerut oficial de la Direcția Generală Arhitectură și Urbanism a Primăriei Chișinău informații privind existența unor acte permisive de construcție pe acest teren și respectiv de la pretura sectorului centru să inițieze un proces de verificare acestui șantier. La 11 iunie am primit un răspuns, iată acesta este răspunsul de la INST, în care se constată că construcția este ilegală, se realizează cu încălcări și iată cu galben aici scrie că INST a emis prescripție de sistare a lucrării. La 11 iunie am primit răspunsul de la pretura centru, care spune că ei au constatat încă în luna martie că au loc lucrări de îngrădire a șantierului. La 1 aprilie, pretura a emis o prescripție de demontare a îngrădirii și vagonetelor aflate pe terenul dat, dar această prescripție a fost ignorată de compania de construcții.
În această perioadă, pretura a solicitat de la Inamstro și prezentarea actelor permisive pentru lucrări de construcție și pentru îngrădirea terenurilor. Și această solicitare a fost ignorată. Pretura a sesizat Direcția Arhitectură pentru constatarea ocupării abuzive a terenurilor, dar a făcut acest lucru abia după ce am făcut eu interpelarea respectivă. Astfel, Pretura Centru a sesizat într-un fel Direcția Arhitectură că, uite, se întâmplă lucrări ilegale și ocupări de teren abuzive. La 12 iunie am primit un răspuns de la Direcția Arhitectură, un răspuns așa foarte scurt, dar exhaustiv, prin care am fost informat că acte permisive valabile pentru lucrările de construire pe terenul dat în arhiva direcției nu sunt înregistrate. Deci asta spune Direcția Generală Arhitectură și Urbanism, direcția care emite autorizații de construcție. Conform lor, nu există acte valabile pe acest teren. La 14 iunie, INST și Pretura Centru au primit un răspuns de la direcție, tot de la Direcția Arhitectură, prin care au fost informați că în baza demersurilor Preturii și INST, la 4 iunie a fost exercitat un control din partea Direcției Generale Arhitectură, care a constatat că 4 terenuri care înconjoară terenul aflat în proprietatea Inamstro sunt terenuri proprietate municipală și sunt ocupate abuziv și ilegal de către compania de construcție. Reprezentantul direcției a întocmit un act care constată că terenurile, două lucruri, terenurile sunt ocupate, aceste 4 terenuri sunt ocupate abuziv și ilegal, și lucrările de construcție pe terenul proprietatea Inamstro se desfășoară în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare și autorizației de construcție. Ca să fie clar, am făcut așa un grafic, o vizualizare a acestei situații. Puteți să vedeți, terenul marcat cu culoare întunecată, cu roșu, este terenul, nu știu dacă se vede că e cam întunecată această imagine, dar terenul din mijloc cu linii roșii este terenul în proprietatea Inamstro, iar terenurile galbene din jur sunt toate terenuri municipale, proprietate municipală, proprietatea orașului Chișinău. Gardul acestui șantier este pe toată această zonă, inclusiv de-a lungul străzii Testemițanu. Practic, însăși terenul Inamstro nu are acces la stradă. Este un teren înconjurat din toate părțile de terenuri municipale. Dar gardul stă pe tot perimetrul acestor terenuri. Și construcțiile de excavare, de fundații, se desfășoară pe toate aceste 4 terenuri. Direcția Arhitectură a transmis actul respectiv și răspunsul către Pretura Centru la 14 iunie cu solicitarea expresă ca Pretura să întreprindă măsuri de demontare a gardului, eliberarea terenurilor și aducerea lor în stare inițială și tragerea la răspundere a vinovaților. Asta scrie în demersul Direcției Arhitectură către Pretura Centru la 4.06. Reieșind din toate cele expuse, constatăm că deși angajații Preturii Centru cunoșteau încă în luna martie că terenurile sunt îngrădite și se încep lucrări, nu au luat măsurile necesare pentru stoparea terenurilor și stoparea lucrărilor și eliberarea acestor terenuri municipale. Ei au emis o prescripție de demontare a gardului care nu a fost respectată și mai mult nu au făcut nici o acțiune în acest sens. Abia după ce am făcut eu interpelarea și am cerut să fie pornite verificările, angajații primăriei au ieșit în teren și au făcut demersurile necesare la INST și Direcția Arhitectură. La mai bine de o lună de când, propriu-zis, aceste terenuri au fost ocupate. Cu regret constatăm că și la ziua de astăzi, la mai bine de o săptămână de la scrisoare,
de la Direcția Arhitectură, angajații pretorii centru nu și-au exercitat atribuțiile de serviciu și nu au întreprins nimic pentru a stopa lucrările și a elibera terenurile. Ieri am fost la șantier, 20 iunie, se lucra intens, operau macaralele, muncitorii făceau lucrări de sudare și excavare. Am documentat acest fapt, video, foto, lucrările continuă și acum. Apare întrebarea ce ar fi trebuit să facă funcționarii din primărie. Și sunt câteva puncte, 4 acțiuni care trebuiau să fie întreprinse pentru că le permite cadrul legal, le permite atribuțiile de serviciu. În primul rând, agenții constatatori ai preturii centru trebuiau să întocmească un proces verbal pe articolul 116, alineatul 2, din codul contravențional, pe faptul ocupării nelegitime a terenurilor, îngrădirii și folosirii acestor terenuri contrar destinației. 2. Agenții constatatori ai preturii centru și Direcția Autorizare și Control în Construcții din subordinea primarului general trebuie să întocmească un proces verbal privind desfășurarea lucrărilor de construcție neautorizate și să emită o prescripție de sesizare a lucrărilor, conform articolului 177, alineatul 4, din codul contravențional. Și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la articolul 439-6 din codul contravențional, demolarea construcțiilor neautorizate și remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate. 3. Primarul general sau viceprimarul de ramură trebuia să depună o sesizare la organele de drept pentru efectuarea lucrărilor de construcție în pofida prescripției de sesizare a lucrărilor pe care a făcut-o INSP. Și 4. Responsabilii din primărie trebuiau să solicite intervenția poliției pentru întocmirea procesului verbal privind efectuarea ilegală a lucrărilor de construcție și reținerea și documentarea tuturor persoanelor care desfășoară activitate pe șantier în pofida prescripției INSP. Niciuna dintre aceste acțiuni nu a fost întreprinsă de angajații primăriei până la ziua de astăzi. Din acest motiv, compania Inamstru continuă nestingerit lucrările de construcție și vinde apartamente bunuri viitoare în acest bloc. Această situație demonstrează clar că primarul Ceban și subalternii săi acceptă tacit efectuarea lucrărilor de construcție neautorizate și acapararea abuzivă a terenurilor municipale de către compania Inamstro pe adresa Testemițanu 12. Și aici o să dau, să vă arăt, chiar dispoziția lui Ion Ceban din 9 februarie 2023, cu privire la aprobarea instrucțiunii privind modul de înregistrare și evidență a contravențiilor, aprobarea formularelor tip a documentelor și actelor procesuale, desemnarea cu atribuții de constatare și soluționare a contravențiilor a agenților constatatori din cadrul preturilor de sector ale municipiului Chișinău. Preturile de sector și pretorii și toată structura din preturile de sector sunt subordonați direct primarului și reprezintă primarul în teritoriu. Conform acestei dispoziții și a cadrului legal în baza la care această dispoziție a fost semnată, angajații preturii sunt agenți constatatori cu acte în regulă. Mai mult decât atât, însăși primarul și viceprimarul de ramură sunt agenți constatatori. Ei pot ieși în teritoriu și întocmi aceste procese verbale cu privire la încălcări și pot face toate demersurile necesare. Clar că nu trebuie să facă asta primarul sau viceprimarul. Pentru asta sunt angajații, preturii de sector, care sunt responsabili direct să facă acest lucru. Să stopeze lucrările și să aplice măsurile de siguranță, adică să facă demersurile necesare în instanță. Aceste lucruri nu au fost făcute, deși ei sunt în deplină putere să le facă. Au cadru legal, au cadru administrativ necesar. Asta a fost prima parte a conferinței. Conform tuturor scrisorilor
și a primăriei și a INST, lucrările sunt ilegale. Acum am încercat să analizez situația din perspectiva INAMSTRO, pentru că ei totuși consideră că lucrările pe care le fac sunt legale. Astfel, în urma solicitărilor INST, INAMSTRO a prezentat o serie de acte care, în opinia lor, le dă dreptul să construiască pe terenul din strada Testimițanu 12. Eu am solicitat copia dosarului administrativ de la INST și vreau să prezint public aceste acte. Pentru că aceste autorizații în baza cărora chipurile INAMSTRO are dreptul să construiască nu sunt prezente nicăieri absolut, ei nu le publică și pur și simplu se fac într-un fel că noi avem autorizații, dar n-o să vă arătăm. Este vorba despre un certificat de proiectare și autorizație emise de primărie în 2012 și 2014 companiei Ecosem Group. Iată, acesta este certificatul. Conform acestor acte, primărie a autorizat construcția unui bloc locativ P+9E cu obiectiv social-cultural în limita terenului proprietate privată a Ecosem la acea etapă. Vorbim despre terenul ăsta din mijloc, care era proprietatea Ecosem la acea etapă. Acum, atenție! Certificatul de urbanism pentru proiectare a fost emis în 2012. Evident, semnat de bunul nostru prieten, viceprimarul Nistor Grozavu, și de către angajații Direcției Arhitectură, Grozavu Maria, care la acea etapă era angajat, era șef secției, care este soția domnului Nistor Grozavu și care și acum, la ziua de astăzi, lucrează în Direcția Arhitectură și face aceleași lucruri. Și de domnul Gatmaniuc Sergiu, care exact așa lucrează în continuare la Direcția Arhitectură. Conform acestor acte, iată, aceasta este și autorizația de construire, lor li s-a permis să construiască, să proiecteze și să construiască un bloc P+9E pe un teren care, conform codului urbanistic prevăzut în planul general al municipiului Chișinău, are codul R2. Iată, puteți să vedeți aici. Mai bine se vede pe site-ul direcției, pe site-ul gislocal.md, unde sunt expuse toate codurile zonelor din Chișinău. Deci era clar că această autorizație a fost emisă cu încălcarea prevederilor planului urbanistic general, care prevede că terenul respectiv are codul R2, ceea ce înseamnă doar construcția de case particulare. Însă această autorizație, la acea etapă, nu a fost contestată de nimeni pentru că ea nu a fost pusă în aplicare de Ecosem. Respectiv, nimeni nu a cunoscut despre existența ei, pentru că dacă era se cunoștea, imediat avea să fie contestată și anulată. Cu toate acestea, chiar și așa, termenul de începere a lucrărilor de construire a fost stabilit de 6 luni din data eliberării prezentei autorizații. Iată, aici puteți să vedeți, este scris clar că termenul a fost stabilit 6 luni din momentul eliberării autorizației. Prin urmare, termenul acestei autorizații, termenul de începere a lucrărilor, a expirat la 21 septembrie 2014, pentru că autorizația a fost eliberată în 2014. Termenul lucrărilor de construire, conform cadrului legal, da, după ce a început construcția, sunt 36 de luni din momentul începerii lucrărilor de construire. Dacă lucrarea de construcție nu s-a terminat în acest moment de expirare, compania respectivă, beneficiarul, este obligat să vină la primărie să prelungească autorizația de construcție. Este evident că lucrările de construire nu au început până la data limită de 21 septembrie 2014. În acest sens, autorizația de construire din 21.03.2014 a devenit nevalabilă, deoarece potrivit articolului 15 alineatul 2 din legea 163 cu privire la executarea lucrărilor de construire,
Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizația de construire duce la pierderea valabilității acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizații în condițiile prevăzute la articolul 12, adică tot de la început. Dacă să admitem totuși că lucrările ar fi fost începute în termen, autorizația oarecum, oricum și-a pierdut valabilitatea, deoarece a expirat termenul de 36 de luni pentru executarea lucrărilor. Chiar dacă calculăm termenul din data limită de 21.09.2014, rezultă că autorizația a expirat la data de 21 septembrie 2017. Primăria Municipiului Chișinău nu a prelungit termenul de valabilitate a autorizației, astfel că nu poate fi pus la dubii faptul că la momentul actual autorizația de construire nu este valabilă și nu produce careva efecte juridice. Acest lucru este confirmat prin scrisoarea Direcției Generale Arhitectură din 12.06, care spune că nu există careva acte permisive valabile. Iar conform articolului 139 din Codul Administrativ, un act administrativ individual rămâne valabil atâta timp cât nu este retras, revocat sau anulat într-un alt mod, ori nu s-a consumat prin expirarea timpului. Inamstro invocă faptul că a cumpărat terenul respectiv cu autorizația de construire și are dreptul de a construi. În baza articolului 15 din legea 163, care stabilește că în cazul schimbării proprietarului, autorizația de construire rămâne valabilă. Dar poziția și acțiunile Inamstro sunt ilegale în acest sens, deoarece norma legală prevede transferul către noul proprietar al imobilului, a dreptului de construire în condițiile existente unei autorizații valabile. La acea etapă, când Inamstro a cumpărat de la Ecosem, autorizația nu mai era valabilă. Dacă autorizația nu mai este valabilă la momentul transferului de proprietate, atunci nici vânzătorul nu poate să transmită cumpărătorului imobil un drept de construire care nu mai există. Prin urmare, orice acte juridice care au ca obiect transmiterea unor drepturi inexistente sunt lipsite de eficiență și nu pot produce careva efecte juridice. Așadar, Inamstro nu are drept de construire în baza autorizației din 21.03.2014, fapt care este confirmat de INST și chiar de primărie. Reșit din toate cele expuse, prieteni, putem afirma că avem de-a face cu un caz de schemă ilegală de construire și vânzare a unor imobile pe teritoriul municipiului Chișinău, cu suportul tacit al funcționarilor și conducerii primăriei Chișinău. Deși dispun de toate pârghiile legale și administrative, funcționarii primăriei se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu și aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru stoparea lucrărilor. Neintervenția primăriei este unicul motiv care la moment permite Inamstro să facă lucrări de construcție la Testemețanul 12, dar și la alte șantiere de construcții ilegale din oraș. Astfel, în calitate de consilier municipal, solicit primarului Ion Ceban, viceprimarului Ilie Ceban, pretorului sectorului centru Vadim Hâncu și tuturor funcționarilor responsabili din primărie să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu și să ia toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor publice și a patrimoniului municipiului Chișinău. În caz contrar, deja împreună cu colegii mei juriști am pregătit, în baza tuturor materialelor expuse, și vom depune în scurt timp o sesizare la organele de drept pe acest caz și vom solicita investigarea acestui caz și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați, inclusiv a funcționarilor de la Primăria Chișinău și pretura sectorului centru, care nu și-au exercitat atribuțiile de serviciu și au admis inițierea și desfășurarea lucrărilor de construcție neautorizate și acapararea ilegală a terenurilor municipale. Eu vreau să încerc scuze de la audiență pentru faptul că am avut această conferință atât de lungă, dar trebuie să înțelegem că această mafie imobiliară anume pe asta și mizează, pe faptul că totul este complicat, că sunt multe documente, că lucrurile sunt cumva interpretabile și continuă să-și facă interesele. Toate actele, tot ce am prezentat astăzi, spun un singur lucru. Această construcție se desfășoară ilegal și primăria nu face nimic ca să oprească această construcție.
De asta cred că trebuie să ne facem concluziile de rigoare. Iar dacă în perioada săptămânii următoare nu vor urma acțiuni concrete de la funcționarii primăriei Chișinău, o să ne întâlnim în judecată, deja și în organele de drept. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună!